Bună, sunteți în căutarea unei rețete simple și ușoare? Atunci, haideți să pregătim împreună această rețetă. Pentru început, haideți să vă arăt ce ingrediente am folosit. Laptele, unt sau margarină, ouă, zahăr, făină, praf de copt, jumătate de linguriță de sare, zahăr vanilat, merișoare și ciocolata, care sunt opționale. Aici aveți rețeta și acum mergem să pregătim împreună la robotul de bucătărie această prăjitură. Vă asigur că este o prăjitură foarte bună și puteți să o pregătiți chiar și atunci când vreți să plecați în drumeție. Desigur, merge perfect și lângă cafeaua de dimineață. După cum ați văzut, rețeta se pregătește foarte rapid, foarte ușor. Dacă nu aveți un robot de bucătărie, puteți să folosiți un mixer de mână. Deci chiar nu este nicio problemă. Poftă bună!